Capitolul 11. Orbirea lui Israel. Întreb dar, a lepădat Dumnezeu pe poporul său? Nici de cum. Că și eu sunt Israelit din sămânța lui Avram, din seminția lui Beniamin. Dumnezeu n-a lepădat pe poporul său pe care l-a cunoscut mai dinainte. Nu știți ce zice Scriptura în locul unde vorbește despre Ilie? cum se plânge el lui Dumnezeu împotriva lui Israel când zice, Doamne, pe prorocii tăi i-au omorât, altarele tale le-au surpat, am rămas eu singur și caută să-mi ia viața. Dar ce-i răspunde Dumnezeu? Mi-am păstrat șapte mii de bărbați care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Bal. Tot așa și în vremea de față este o rămășiță datorită unei alegeri prin har. Și dacă este prin har, atunci nu mai este prin fapte. Altmintrelea, harul n-ar mai fi har. Și dacă este prin fapte, nu mai este prin har. Altmintrelea, fapta n-ar mai fi faptă. Deci ce urmează? Că Israel n-a căpătat ce căuta, iar rămășița aleasă a căpătat, pe când ceilalți au fost împietriți, după cum este scris, Dumnezeu le-a dat un duh de adormire ochi ca să nu vadă și urechi ca să naudă până în ziua de astăzi. Și David zice, masa lor să li se prefacă într-o cursă, într-un laț, într-un prilej de cădere și într-o dreaptă răsplătire. Să li se întunece ochii ca să nu vadă și spinarea să le-o ții mereu gârbovită. Înștiințarea neamurilor. Întreb dar, s-au poticnit ei ca să cadă? Nici de cum. Ci prin alunecarea lor s-a făcut cu putință mântuirea neamurilor, ca să facă pe Israel gelos. Dacă deci alunecarea lor a fost o bogăție pentru lume, și paguba lor a fost o bogăție pentru neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerilor lor? Vă spun vouă, neamurilor, întrucât sunt apostol al neamurilor, îmi slăvesc slujba mea și caut ca, dacă este cu putință, să stârnesc gelozia celor din neamul meu și să mântuiesc pe unii din ei. Căci, dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou decât viață din morți? Iar dacă cele din roade sunt sfinte și plămădeala este sfântă, și dacă rădăcina este sfântă și ramurile sunt sfinte, iar dacă unele din ramuri au fost tăiate, și dacă tu, care erai dintr-un măslin sălbatic, ai fost altoit în locul lor și ai fost făcut părtaș rădăcinii și grăsimii măslinului, nu te făli față de ramuri. Dacă te fălești, să știi că nu tu ții rădăcina, ci rădăcina te ține pe tine. Dar vei zice, ramurile au fost tăiate ca să fiu altoit eu. Adevărat. Au fost tăiate din pricina necredinței lor și tu stai în picioare prin credință. Nu te îngânfa, dar, ci temete. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile firești, nu te va cruța nici pe tine. Uită-te, dar, la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine. Dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta, altmintrelea, vei fi tăiat și tu. Și chiar ei, dacă nu stăruiesc în necredință, vor fi altoiți. Căci Dumnezeu poate să-i altoiască iarăși. Fiindcă, dacă tu, care ai fost tăiat dintr-un măslin care din fire era sălbatic, ai fost altoit împotriva firii tale într-un măslin bun, cu cât mai mult vor fi altoiți ei, care sunt ramuri firești în măslinul lor. Tot Israelul va fi mântuit. Fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ținea până va intra în numărul de plin al neamurilor. Și atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris, izbăvitorul va veni din Sion și va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov. Acesta va fi legământul pe care îl voi face cu ei când le voi șterge păcatele. În ce privește Evanghelia, ei sunt vrăjmași și aceasta spre binele vostru, dar în ce privește alegerea, sunt iubiți din pricina părinților lor. Căci lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile și de chemarea făcută. După cum voi, odinioară, n-ați ascultat de Dumnezeu și după cum prin neascultarea lor ați căpătat îndurare acum, tot așa ei acum n-au ascultat, pentru ca, prin îndurarea arătată vouă, să capete și ei îndurare fiindcă Dumnezeu a închis pe toți oamenii în neascultare, ca să aibă îndurare de toți. O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui! Și în adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost sfetnicul lui? Cine i-a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci. Amin.